Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou easter egg din GTA 5. Episodul ăsta avem ceva foarte scurt, dar ceva super și mai chiar care îl găsi și pe multiplayer. O să vorbesc puțin mai încet, doarme frate meu. A venit și el de la facultă. În fine, mai puțin important asta. Unde sunt acum? Lângă Ciliad. Observați. Bun, ce se află aici? În canal, mai bine zis. De fapt, nu prea pot să-i spun canal. Stați așa să dau first person. Este aici o minge care poate fi luată. Ups. Și chiar puteți să vă jucați cu ea. O să iau pistolul, nu se sparge. Vreau să o scot de aici. Deci mingea nu se sparge dacă trage în ea. Așa. S-o scoatem până jos și după o ducem pe plajă. Cred că atâta e de ajuns. Bun, și merge pasată de la un player la altul. Cred că acum depinde și cu ce viteză intri în ea. Aha. Deci chiar poți să te joci. Ar fi și chiar dacă ai putea să o scoți de pe plajă. Și cred că merge scoasă de pe plajă. Da, pus-o ei, uite, de exemplu, pe acolo, pe sus, și o scoți cu armă. Sau pe acolo și poți să o duci pe șosea. Asta se poate mișca? Da, uite că mai e una. Două mingi în același loc. Bun, oricum, s-ar putea să mai găsi și pe plajă. Ăsta nu e chiar un easter egg, cine știe ce. E faza că mingea de fotbal se găsește în ăla și mai era episodul trecut, easter egg-ul trecut cu tunelul ăla. Știu că e haste. Mi-a scris când am ajuns acolo, loading scenariu și chestii. Deci îmi scrie când ajung în zone de genul, doar că e faza că poți intra acolo și fără misiune. Asta e faza, dar mulți nu s-au prins. În fine, deci faza cu mingea asta puteți să vă jucați cu ea și pe multiplayer. Acum nu știu dacă e și aia pe multiplayer, dar asta știu sigur că este. Mie nu mai merge multiplayer-ul. Am instalat ceva moduri, nu mai merge. Bine, o să le scot, dar mi-am stricat GTA oricum. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Mai e și acolo minge. Se pare că la astea pe plajă. De fapt, hai să vedem dacă găsim și pe plaja cea. Bun, am mai găsit pe plaja de lângă oraș. Am mai găsit două mingi. Una de volei și una din aceea de plajă. Doar cu una te poți, să zicem, juca, mă refer să și tragi în ea. Deci cam astea sunt locațiile pentru cele patru mingi. De fapt, cred că mai sunt pe plajă, dar aia de fotbal doar acolo se găsește. Și asta dacă trage în ea, se sparge. Și oricum merge și nasol, de bea poți să o împingi. Puteți să încercați și voi. Și mai e asta de volei, care, bine, toate sunt la fel, adică, bine, în afară de aia, care era de plajă. Aia se controla foarte urât. Dar în rest, celelalte sunt la fel la control, le împingi la fel, numai că diferă, să zic așa, skin-ul care este pus. Are pus să dai cu piciorul? Q? Nu poți. Bun. Nu știu, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă știți alte chestii de-astea cu care te poți juca, chiar și pe multiplayer, sau, bine, mare parte pe multiplayer, că acolo e distracția mai mare, replutește. Ar fi și mai chiar să plutească, adică ar fi normal. Dacă o pot împinge în apă. Da, plutește, se pare. Șmecher. Nu, acolo. Da. Bun. Nu uitați să apăsați butonul de like. Eu o să mai vin cu alte easter egg-uri. Asta a fost așa. Să vă arăt. Ok, se sparge nou. Să vă arăt ce mai e pe aici, așa, mai distractiv. Bun. Hai că vă las. Ne vedem data viitoare. Baftă. Pa!